Hello and welcome to Romanian Mission TV. This is Brother Mark Millett coming to you from Bucharest, Romania, and we're so glad you're with us today. I have a message for the Lord for you, from the Lord. But I want to sing this little song by Kurt Franklin. It's called Hallowed Fear. You know, many people, God's people, live in fear. But this person who lived in fear found grace. And when he found grace, fear had to leave. And it goes like this. Hallowed fear. Before you sit down, there's something I need to explain. Since you're here, I think I should tell you. Since we last talked, things have changed. See, I'm tired of being brokenhearted, so I made a list and you're on it. All of my hopes and my dreams you stole from me. Yes, I want those back before you leave. Hello, fear. Now stay with us. I have a message from the Lord for you today. Greetings to you today in the name of the Lord Jesus Christ. Salutări vouă astăzi în numele Domnului Iisus Hristos. And this is lesson 4 on the precious blood of Christ. Și asta este lecția 4 din sângele prețios al lui Iisus Hristos. I'd like to stop before we get started this one, just say a few things. Vreau să mă opresc un moment înainte să spun altceva, să spun câteva lucruri. We've had some of the greatest greatest messages coming back to us about the broadcast. Am avut multe mesaje care ne-au venit ca răspuns de la despre programele noastre. Brother Marius from Ireland wrote me. Fratele Marius din Irlanda mi-a scris. He said I'm here with my mother and wife and beautiful children, two children I think he has. Sunt aici cu mama mea, cu soția și cu cei doi copii frumoși pe care îi are. He said thank you, Brother Martin. Și a zis mulțumesc, frate Martin, for feeding the sheep, for giving me food, spiritual food. Mi-ai dat hrană spirituală pentru că ai hrănit oile. Well, yesterday or last this weekend, Sunday weekend, duminică, I was at a wedding. Am fost la o nuntă. And the wedding was the first brother that I led to Christ, Brother Dan Vernescu's daughter's wedding. Și am fost la nunta fratelui pe care l-am călăuzit pentru prima oară la Hristos, la fata lui. Her name is Hosanna. Numele ei este Hosanna. What a beautiful name. Ce nume frumos. I remember when God gave her the name. She's just born. Amintesc când s-a născut și Dumnezeu a dat acest nume. And that was 24 years ago, I guess. S-a fost cam 24 de ani în urmă, cred. That's how long I've been here. So I have grandchildren. Cam de câte vreme sunt eu aici. Deci am și nepoți. Spiritual. Spiritual. And we had such a wonderful time. Și am avut un timp atât de minunat. And I'll show you some of the pictures of Hosanna and her husband. Și să vă arăt câteva poze cu Hosanna și soțul ei. And I want you to look on this side or look behind me just for a minute. This is Brother Dan Vernescu. Și am să vă arăt aici în spate, este fratele Dan Vernescu. I'll tell you how he got saved. O să vă spun cum s-a mântuit el. I was preaching. Predicam on the precious blood of Jesus. Despre sângele prețios al lui Isus. He wasn't saved at that time. Nu era mântuit pe vremea aceea. But he was helping me as a translator. Dar m-a ajutat ca traducător. I just met him and tocmai îl întâlnisem. And he learned the scriptures by heart. Și învăța aceste versete pe din afară, le învățase. Dan is very intelligent. Dan este foarte inteligent. And so he memorized scriptures, he could just quote them. Și a memorat versetele, le cita. And I asked him to come and translate with me. I-am cerut să vină să mă ajute la tradus. I was invited to some meetings. Am fost invitat la niște adunări. And he went with me up in the mountains of a place called Făgăraș. Și a venit cu mine în munți într-un loc numit Făgăraș. And we were up there preaching. Și eram acolo predicând. And I was preaching on the precious blood of Jesus. Predicam despre sângele prețios al lui Isus. And brother Dan told me before we went, he says, I don't know the Lord. I said, I know that. Și mi-a spus fratele Dan înainte de a merge, nu-l cunosc pe Domnul, știu asta. But I didn't try to beat him over the head with the Bible. Dar n-am încercat să-l bat peste cap cu Biblia. Or preach him in the hell, you need to repent of your wicked sins. No. O să-l fac să se simtă ca în iad, că trebuie să te pocăiești de păcatele tale. You know how people get saved? Știi cum se mântuiesc oamenii? Through prayer. Prin rugăciune. Amen. Pray for them. Roagă-te pentru ei. And give them the word. Și dă-le cuvântul. Give them the word in the spirit of God and in love. Dă-le cuvântul în Duhul lui Dumnezeu și în dragoste. Through faith. Prin credință. And you plant that seed in their heart. Și vei planta sămânța lui Dumnezeu în inima lor. The Bible says in 1 Peter chapter 1 verse 23. Biblia spune în Evrei 1 cu
adică scuze, 1 Petru 1:23. It says being born again not of corruptible seed, but of incorruptible. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. By the word of God. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Which liveth. Care este viu. And abideth forever. Și care rămâne în veac. It's the word, amen. Este cuvântul, amin. So when I started preaching about the blood. Deci când am început să predic despre sânge. Brother Dan had could quote scriptures, you know. Fratele Dan a început să citeze versete. I'd read, I said, Brother Dan, tell him. I-am zis, frate Dan, spune-le. That the blood of Jesus Christ will redeem them. Că sângele lui Iisus Hristos îi va răscumpăra. That the blood of Jesus Christ will cleanse them from all sins. Că sângele lui Iisus Hristos îi va curăța de toate păcatele lor. I said, ask him to receive the Lord Jesus Christ. I-am zis, cere-le să-l primească pe Iisus Hristos. And we were preaching along. Și am predicat mai lung așa. And then I said there were 7 people that came forward wanting to get saved. Și au fost acolo vreo 7 oameni care au venit să-l primească pe Iisus Hristos. I made them come forward. I said, listen. I-am făcut să vină în față, adică. I said, security police Ceaușescu is dead and the security police are not going to catch you, okay? Securitatea și Ceaușescu a murit, adică nu mai există și nu o să te prindă nimeni. They were afraid of Americans and people who spoke English. Era frică de americani și de oameni care vorbesc în engleză. While we were preaching, în timp ce predicam, outside, afară, because we couldn't fit in the building, there's too many of us. Pentru că nu era loc pentru toți în clădirea aceea. We were outside, they were sitting around on the banks of the grass. Eram afară și stăteam pe niște bănci pe iarba aceea. And I was preaching on the precious blood of Jesus Christ. Predicam despre sângele prețios al lui Iisus Hristos. That it was an innocent blood. Era un sânge nevinovat. A necessary blood. Un sânge necesar. A precious blood. Și un sânge prețios. A cleansing blood. Un sânge curățitor. A victorious conquering blood. Un sânge biruitor. And while I was preaching, timp ce predicam, 7 people came forward to receive Jesus Christ as their Lord. 7 oameni au venit în față să primească pe Iisus ca Domnul lor. I told Brother Dan, I said, tell them this. I-am spus fratelui Dan, spune-le asta. There's none righteous, no, not one. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. For all I've sinned and come short of the glory of God. Și toți au păcătuit și sunt slabi cu Dumnezeu. Didn't he have to read them? Și nici nu trebuia să le citească, doar le repeta după mine versetele. And I told him. Și am zis, tell the people this. Pune-le oamenilor asta. And they were standing there waiting and I had my Bible open. Aveam Biblia deschisă, oamenii așteptau. That with a heart. Spune-le că heart. Cu inima. Man believeth in righteousness. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea. And with a mouth. Și prin mărturisirea cu gura. Confession. Se is made unto salvation. Ajunge la mântuire. For whosoever, oricine, shall call upon the name of the Lord, va chema numele Domnului, shall be saved. Va fi mântuit. And as I was speaking, în timp ce vorbeam, preaching, and Dan was quoting these scriptures from his heart. Predicam aceste lucruri și from his brain, he knew them by heart. Dar le știa din inima lui, din creierul lui, adică de fapt. Brother Dan stopped. Fratele Dan s-a oprit. And he dropped his head right here on my shoulder. Și a plecat capul lui pe umărul meu aici. And he started weeping. Și a început să plângă. And these people are all waiting to hear the rest, you know. Și oamenii așteptau să audă restul cuvintelor. I couldn't speak Romanian. Nu puteam să vorbesc română. And so I said, we have to wait, you know. Deci așteptați un pic. So Brother Dan raised his head up. Deci și-a ridicat fratele Dan capul. My coat was wet from his tears. Haina mea era udă de lacrimile lui. And when I looked in his face, m-am uitat în fața lui. I knew he was a new creature in Christ. Am știut că este o creatură nouă în Hristos. He looked at that crowd. He says, "Folks." S-a uitat la acea mulțime și a zis, oameni buni. He said, "I knew a lot about the Bible here, my brother." Știam mult despre Dumnezeu în creierul meu aici. But today, din Biblie. I opened my heart up. Dar astăzi mi-am deschis inima. And I received Jesus Christ as my Lord. Și l-am primit pe Iisus Hristos ca Domnul meu. And God saved him. Amen. Dumnezeu m-a mântuit. What a joy. Ce bucurie. That's my hope for you. Asta este dorința mea pentru tine. Not only for you to get saved. Nu numai ca tu să fii mântuit. But you can lead others to get saved. Dar ca să călăuzești pe alții să fie mântuiți. Dumnezeu să te binecuvânteze. We'll see you tomorrow. Ne vom vedea mâine. Amen. Amin.